Accidentul rutier s-a produs luni dimineață pe drumul european 85 în localitatea Iacobești din județul Suceava. Două tiruri de la aceeași firmă, conduse de șoferi turci, s-au ciocnit în dreptul unei benzinării. Martorii susțin că cei doi șoferi nu s-au înțeles cu privire la accesul înspre stația Peco. Ei probabil au vrut să oprească în Peco și aveau distanță mică între mașini. Ăla din fața lui a pușcat frâna, ăsta din spate probabil nu a fost atent și a intrat în ea. Era foarte aproape ăsta din spate, în urma lui, n-avea distanță corespunzătoare. Probabil a vrut să oprească în Peco și ei au dat vina că a ieșit unul de acolo, de aici, din Peco și l-a ferit, da? Da, cei doi șoferi turci nu cunosc limba română, astfel că polițiștii au comunicat cu ei mai mult prin semne pentru a înțelege modul în care s-a produs accidentul. În urma accidentului, unul dintre autovehicule a rămas imobilizat pe mijlocul drumului, iar circulația rutieră s-a desfășurat cu dificultate.